Orașul vorbește. Wow, what an introduction. De la ora 10 și 5 minute la ora 12, Orașul vorbește la Radio România Cultural. Vorbește. Și 9 minute, hashtag psihoatelier aici la Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Ligia Moise, psihoterapeut și colega noastră, îmi vine să spun deja. Mulțumesc este mult. Aici în studioul Urban. Bine ai revenit, Ligia, bună dimineața. Mă bucur de fiecare vineri și de fapt toată săptămâna și asta o să mă gândesc și ca o să mă duc vineri și cred că o să vorbesc despre asta. Să știi că și noi așteptăm cu interes ce temă alegi pentru fiecare zi. Eu îmi doresc din suflet să fie și foarte mulți oameni care să aștepte să... Și mulți acest care dialog... să profite. Da, 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 sigur, de pe da, urma despre lui. Asta e vorba. Și cumva mă bucur că și voi ați reușit, toată echipa, să mă faceți cumva să mă simt acasă. Să mă simt confortabil, probabil. Mulțumim că de... frumos, ne bucurăm. Noi ne place să credem că Orașul în general este o muncă de echipă și e un loc confortabil pentru multe voci și pentru multe personalități. Așa da, că... și probabil că tocmai... cosmopolismul ăsta sau cum să-i spunem, această diversitate ne face să fim să ne bucurăm de întâlnirea unul cu celălalt. Noi așa sperăm să fie. Ne-a adus o temă foarte interesantă pentru astăzi. Tocmai de acolo venită din faptul că mă tot gândesc de-a lungul săptămânii, fără efort, gândindu-mă cu bucurie, o să mă duc vineri, vorbim, nu știu ce, să găsim. Și a venit către mine un cuvânt, știi cum se întâmplă? Un cuvânt din limba japoneză, ikigai, probabil că or fi foarte mulți oameni care știu sau poate că mulți află, așa cum am aflat și eu săptămâna trecută și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, pentru că este un concept japonez care ne vorbește despre motivul existenței mele, să-mi găsesc ikigai-ul meu. Ceea ce am zis, wow, cât de frumos! E drept că mai găsim și la alți autori, și la, da. Niciodată nu l-am găsit sub forma unui cuvânt. Și mie îmi place foarte mult că în momentul în care simplificăm la nivelul unui cuvânt, lucrurile deja devin mai accesibile, mai asimilabile. Pot să le internalizez și de acolo, trecând prin filtrul meu, al cunoștințelor mele, al lucrurilor pe care eu le știu despre mine, al scării mele de valori, pentru sigur. Că și asta e așa, al moștenirilor, al cutumelor, societății. Tot acolo e un mix în noi, un filtru, și după ce aflu ceva, dacă trec prin filtrul respectiv, pot să fac ceva consistent care să fie al meu. Și atunci de-aia îmi place să găsesc practic cuvinte. Se conturează o direcție, nu? În viața cuiva. Atunci când descoperi un, știu eu, miez al menirii tale sau ceva ce vrei să faci în mod deosebit, îți poți face și un plan. Știu că vorbeam săptămâna trecută despre cât de important este să ai un plan. Exact, da. Păi de la Solon din antichitate ne-a rămas, dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu îți va fi prielnic. Cred că ikigai-ul ăsta este cumva un vânt care ne poate umfla pânzele corăbii noastre și să ne îndreptăm acolo către. Acest ikigai, ei zic așa, japonezii, că orice om are acest ikigai al lui, dar pentru a-l afla trebuie să faci o călătorie către tine. Să te descoperi pe tine, să înțelegi care-s lucrurile care te bucură și care-s lucrurile care te animă. Și mai mult de atât, ei dezvoltă și zic că sunt patru aspecte, patru filtre prin care poți să... Unul este să afli la ce ești bun, ceea ce mi se pare... Din structurat, start. Da. Dar în același timp și noi trebuie să fim conștienți că pentru a ajunge bun la ceva trebuie să fac efort. Da, s-ar putea să am un talent, dar dacă nu voi munci, nu voi studia, nu voi renunța la anumite lucruri pentru că a câștigat timp și energie pentru
pentru talentul pe care l-am, n-ajung bun. Dar rămâne ca o grădină neîngrijită, nu? Da. Și atunci ar trebui să aflu la ce sunt bun și să fac ceva în acest sens și să nu mă opresc niciodată în a crede că... Trebuie să n-ajung niciodată să cred că sunt suficient de bun. Îmi vine în minte acum un interviu cu un mare violonist, unul dintre cei mai mari violoniști din lume, îmi cer scuze că nu mi-aduc aminte numele, care interviul i-a fost luat pe la 90 de ani și omul respectiv mai studia în fiecare zi 3 ore. Și a fost întrebat, dar de ce o mai faceți, că până la urmă sunteți cel mai? Și a zis, pentru că eu încă simt că îmi pot perfecționa tehnica. Și probabil că omul ăla de cel puțin 80 de ani studia. Deci niciodată, de fapt, nu se termină, trebuie să înțelegem. Și atunci, da, la ce ești bun? Da, ești bun, dar mâine s-ar putea să fii și mai bun. Și să nu ne oprim niciodată. Corect. La un moment dat, adevărul e că intrăm în competiție doar cu noi. Plus că e un pas spre cunoașterea de sine despre care vorbeai. Până la urmă, traversăm perioade lungi existențiale în care pierdem cumva legătura cu noi, nu? Dacă nu ne cultivăm acel ceva la care suntem buni. Da, și dacă nu facem, nu învățăm acest exercițiu de a ne întoarce tot timpul către noi, lucru care are o dublă valență. Odată mă face pe mine să mă înțeleg, mă întoarce către mine și nu prea mai îmi lasă timp să îi judec pe ceilalți, să etichetez, și asta mă reduce mult conflictele sau stările tensionate. Sigur, dacă sunt preocupat de efortul meu, până la urmă nu mă mai interesează atât de mult. Ce treabă am cu celălalt, că nu știu ce nu face sau face, dacă nu mă afectează foarte tare. Un alt aspect ca să se întrunească acest ikigai este să afli ce iubești. Că ești bun, ești bun. Dar trebuie să-ți și placă. Da. Și atunci, dacă am aflat la un moment dat, făcând un anumit lucru, am simțit că se dilată timpul. Poate că mulți dintre noi au trăit chestia asta, nu se poate ca să nu se fi întâmplat vreodată. Când nu mai simți acea trecere a timpului și nici oboseala și poți să faci efortul respectiv în acel sens, da, așa afli că acolo este multă, multă iubire din partea ta pentru activitatea respectivă. Da. Dar iar trebuie să ținem cont și să înțelegem că am ajuns în punctul ăla în care cumva viața m-a purtat către un lucru care m-a animat, care m-a însuflețit, mi-a dat mai multă putere decât știam eu că aș putea. Iar e și ăsta un aspect. Ei nu uită și că trebuie să fie ceva pentru care să fi plătit, ceea ce mi se pare grozav. Ideal ar fi să fie primul, acel lucru la care ești bun. Da, dar chiar și dacă nu e, și dacă am o profesie și am un hobby pe care îl fac cu bucurie, cu talent, cu... Sigur. Mă gândesc strict la economia de timp, nu? Dacă se întâmplă să fiu plătit fix pentru acel lucru care îmi place, ar fi ideal. Asta este grozav, să ajungem să muncim și să iubim ceea ce muncim și să fim plătiți pentru asta. Să se suprapună palierele, practic. Da, exact. E o suprapunere acolo. Și mai este ceva de care lumea are nevoie. Deja tot ce ești tu se iese, adică după ce te vei fi format, să faci de așa manieră încât și lumea să se bucure de toate câte le-ai reușit tu. Să nu uiți și totuși să nu uiți și de ceilalți, să nu uiți să te uiți la oamenii din jurul tău. Să fii empatic. Da. Să ai acea inteligență emoțională care mă ajută să înțeleg ce se întâmplă cu omul din fața mea, să înțeleg ce se întâmplă cu societatea în care eu trăiesc, să trec dincolo de mie mi-e bine, e ok, merge și așa un românesc pe care chiar nu mai sunt la limita suportabilității.
Asta e realitatea. Da. Și să pot să fac de așa manieră încât și lumea să beneficieze de toate câte le-am reușit eu să le fac prin talent și prin dăruire. Cum se echilibrează toate aceste paliere? Păi, pare destul de complicat până la urmă. Cred că e nou. Adică e nou ca perspectivă. Nu prea ne învață nimeni să ne... Probabil că dacă le avem conturate în minte și puse lipite etichetele, nu mm-hmm. acolo corect... Mm-hmm. Ascultătorii noștri, dacă simplu. Or să dea un Google și să caute acest ikigai, vor găsi un desen foarte bine făcut. Tot așa, exact patru cercuri care se întrepătrund și fiecare dintre ele formează ceva, dar toate patru în sine... dacă le sunt întrunite... Cred că și conștiința faptului că există o legătură între ele. Da, și în primul rând să știu despre mine. Câți oameni, cred că și tu cunoști, oameni care poate că în copilărie sau în adolescență și-ar fi dorit să fie, nu știu, muzician și părinții l-au îndrumat către drept. Da, asta e o situație frecventă. Mai ales îmi aduc aminte și în adolescența mea existau meserii la modă și toată lumea facultăți la modă și valul cel mare se ducea spre locul acela care n-avea niciun fel de legătură până la urmă cu abilitățile și cu înclinațiile naturale ale unuia sau ale altuia. Cu dorințele. Numai ar trebui să punem lucrul ăsta la... Adică, cum să îndrum un om să facă o meserie, pentru că așa eu consider că, când jumătate din viață ne petrecem la serviciu. Deci cum să oblig un om să facă ceva? Poate mai mult. Hai să rămânem la jumătate. Să place, da. Hai să ne placă să credem despre noi că doar jumătate ne petrecem la serviciu. Din acest simplu motiv și-ar trebui să se pună mai mult accent pe ce ți aduce bucurie, ce te face să uiți că a trecut timpul, să nu simți că ți-e foame, să nu simți că ai obosit și să poți să continui să faci lucrul ăla cu multă bucurie. Un alt lucru important mi se pare ideea că trebuie să le țin echilibru pe toate, că nu poți să te axezi pe o singură zonă sau să fie important un singur filtru. Până la urmă, dacă nu le ai pe celelalte, lucrurile mai devreme sau mai târziu vor scârții. Păi dacă fac cu bucurie și asta îmi diminuă efortul la jumătate, sigur apar și rezultatele și nu foarte târziu. Cu siguranță vor veni și banii. Eu vorbesc din experiență personală. În fond, m-am apucat de psihologie în anii 2000. Nici acum în România nu dă lumea năvală. Bine, nici nu dă măcar să se înțeleagă. Nu că ar avea toată lumea o problemă. Psihoterapia nu înseamnă am o problemă, da, mă duc să-mi o rezolv. Da, perpetuată și asta încercăm și noi să demontăm aici la Orașul Vorbește. În general, de multe ori tu ai abordat subiecte care arată că e câteodată simplu să conștientizezi o problemă și să o rezolvi, ceva mai simplu decât să o lași să avanseze, să crească acolo și să-ți mănânce dospească. Până la urmă din bucuria existenței. Da, 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 și să-mi strice calitatea vieții. Exact. Bun, deci nu trebuie neapărat să am o problemă. În anul 2000, când am început, nici măcar vârsta nu mai... Aveam 31 de ani. Deci mă rog, au trecut mulți de atunci. Deci, dacă ne luăm după aceste premize, eu ar fi trebuit să rămân acolo cu o facultate terminată. Dar cu efort constant în acest sens și făcând cu foarte multă bucurie, având credința fermă că fac bine oamenilor cu care mă întâlnesc, că efortul meu se regăsește cumva și la nivelul societății, pentru că imaginea mea despre demersul terapeutic e așa: orice om care pleacă de la mine din cabinet mai echilibrat, el sigur are prieteni, face parte dintr-o familie având un rol oricare acolo, e colegul de serviciu al cuiva care va profita. El va fi un alt stimul care implicit va determina un alt răspuns. Cu cât stimulul este mai echilibrat, cu atât echilibru se va fi creat în jurul lui. Deci fără măcar să am o imagine clară a câți oameni, cu câți oameni se întâlnește omul respectiv, eu știu că el va influența. Și atunci știu că
munca mea se regăsește și la nivelul, chiar și uite, prin discuția noastră de azi. Exact, asta voiam să-ți spun și voiam să-ți propun ca, nu știu, ideea finală a întâlnirii noastre de astăzi să fie aceea că acest echilibru până la urmă poate fi găsit, că nu trebuie să renunți când te-ai trezit blocat la un moment dat într-o profesie care nu-ți place sau într-un punct al vieții care, știu eu, ți se pare foarte greu de depășit. Succesul înseamnă să continui când toți ceilalți renunță. Și iată, cu puțin ajutor de la Ligia Moise, psihoterapeutul nostru, și de la noi înșine, putem trece ușor, ușor mai departe și putem ajunge în zone care să ne dea ocazia să exersăm și acea empatie, acel al patrulea filtru, care nu e deloc lipsit de importanță. Deloc, chiar nu. Mulțumesc foarte mult, Ligia. Zi frumoasă! Ne auzim!